Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Prison Architect. Înainte să începem, nu uitați să dați și voi un like, să vă abonați la canalul meu, să dați un share la acest videoclip pentru a vedea și alte persoane. Și acum haideți să dăm drumul la joc. Data trecută continua să rămân aici, să mai facem încă o zonă pentru închisoare, adică încă câteva celule. Și în acest episod vom continua. Aici trebuie să mai aducem, deci mai sosesc încă 40. What? Încă 14. Nu știu dacă o să fie gata până atunci închisoarea, până sosesc ăștia, sau totul s-ar putea. Adică e 6 după amiaza. E, poate totuși avem timp. Încă nu 3 prizonieri au fost eliberați, ok. În partea asta aici o să avem camera de execuție momentan, nu avem nevoie de ea. Și haideți să vedem ce mai dăm aici. Astea se fac acum, școala. Asta de psiholog o să trebuiască să punem neapărat chestia aia. Da. Și mai trebuie aici să dăm la asta. Să o lăsăm așa să se facă în continuare și pe partea asta micromanagementul. Așa, bă, dar știu de ce neba? Stau pe aici închiși. Și hai să vedem aici, fiecare văd că se ocupă de căblăra aia asta. Și din câte mi-amintesc, parcă am făcut de aici, da? Sau nu? Ba da, deci de aici va pleca toată partea asta. Bă, da, se mișcă cam greu prostovanii ăștia. Ce naibii fac restul? Așa, hai, mișcați-vă naiba mai repede. Unu, doi, trei, dar de ce sunt doar ăștia? Ăsta stă pe aici. Ăla duce gunoi, suntem... Ce naibii, asta să vedem. 8 sunt. Hai să mai angajăm câțiva. Și după aceea o să-i... o să-i scoatem. Tot 8 o să lăsăm, dar haideți să ne mișcăm mai repede totuși. Pentru că sunt și lucrurile de adus și ușile, o groază de făcut aici. Oricum, parcă avem cameră de așteptare holding cell, da, avem aici. Așa. Ia să vedem noi acum. Parcă se mișcă mai repede acum. Așa. Bă, da, e ceva de lucru. Deci tocmai de aici... Da, e ceva de lucru. Asta durează foarte mult până se fac. Asta e chestia nasoală și cred că nu o să avem timp până dimineață. Așa că o să-i lăsăm în camera de așteptare până o să terminăm. Sper să nu se enerveze prea rău. Însă vom vedea. Asta ce caut aici? Cablul la electric. Asta văd că e plin aici. Ia să vedem. Aici toată lumea doarme. Liniște totală. Băi, să faceți curățenie așa. Așa. Și angajaserăm 1, 2, 3, 4, 5 oameni la spital. Aici văd că au terminat, mai trebuie să punem după aceea decât cablurile. Ce naibii! Aici n-are cum să ajungă, ia să vezi. Deci acolo n-are cum să ajungă cu... curentul și va fi nașpa. Așa, hai. Da, sigur nu o să terminăm, asta e. O să-i lăsăm acolo să aștepte. Dar nu, că asta nu trebuie dump. Văd că s-a luminat și acolo. Băi, sper să nu mă trezesc cu vreunul că evadează. Da, cred că sunt destui documenți. Așa. Hai că aproape au terminat. Deci partea asta deja este terminată în totalitate. Ok, și uite că vin și ăștia. Hai mă, doar una mai e. Gata. Și acum trebuie să punem ușile pentru ăștia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ceva de lucru, însă trebuie să le facem ca să avem profit mai mare. Eu v-am zis și în livestream-ul de ieri cu Sims că vreau să fac ceva foarte, foarte mare. Și asta înseamnă că și durează. Așa, hai, hai. Ia să dăm pe mod mai rapid. Să se miște lumea puțin mai repede. Oh, și aici mai trebuie să pun încă un perete. Ok, și acum mai să vezi că astea o să fie închise. Trebuia să pun practic înainte alea. Da, bine, hai. Și acum trebuie să le deschidem pe toate. Deja asta văd că stă acolo, open. Și la asta, ce naiba am făcut la asta, am dat, da. Și se deschide lumina. În fine, hai să vedem, să lăsăm să termine ăștia aici și poate totuși le deschide cineva. Și punem patul pe partea asta. Așa. Și aici frumos. Ok. Și pe partea asta. Oricum o să le mai punem câteva chestii prin camera, dar asta trebuie să așteptăm. Așa, și toaletele, hai să vedem. Da, deci e bine așa. În partea de jos, 1, 2, 3. Treaba migăloasă, acum ce să facem? Trebuie să mă uit foarte atent că după aia n-aș vrea să stau să le scot și să le pun din nou și prostii de asta. Era tare să ai pe un sistem ceva, știu că la un moment dat putem să upgradăm și să facem ceva cu clonă, să clonezi lucrurile și nu mai stai să le pui pe fiecare în parte și toate prostiile de genul acesta. Însă uitați că trebuie să așteptăm ca să... Stați că ăsta intră. Așa, așa, așa. Hai că n-am pus pe partea de acolo paturile. Ok. Și acum trebuie să punem pătuțurile. Și cam asta ar fi aici, deci ar veni în 2 ore. Posibil totul să terminăm. E posibil. Stai să dăm și aici la cel. La celulele astea ca să le și vadă ei direct așa. Ce naibii, eu te știu ce am făcut aici. Dispar de aici. Aici nu trebuie pus. Asta ar trebui să ne ajungă momentan în zona de carceră. Ăsta tot așteaptă încă să intre aici. Și nu mai e lumea nervoasă. De obicei, pe la orele astea începeau să facă ăștia nervi. Să-și facă nervi. Așa, hai că s-a văzut că s-a mai făcut ceva aici, hai să vedem. Ok, deci s-a făcut și chestia asta. Hai să facem acum land. Expert. Draci. Stați că n-avem de asta aici. Puii mei. Hai să-i dăm unul ăsta să mai facă asta. Armurile. Să fie ăștia cât mai bine. Aha, hai că uite acum l-a deschis asta. Și se pare că s-au trezit și deținuții noștri. Puțin cam supărați ăștia, în loc să se ducă la toaletă, văd că își fac nevoile în celulă. Scârbele. Aici încă n-avem nimic apar în partea asta. Și vom vedea noi exact ce vom face și că locul ăsta e foarte bun. Bine, le făcusem practic aici o cameră de staff room. Aștia trebuie să sosească cât de curând și va trebui să punem doi d-aștia gardieni și la intrare aici, să nu mai stea foarte mult la coadă mașinile până sosesc. Aolo, până să mișcă ăștia. Gata, sosesc deținuții. Deci am primit 4200, dar dintre care și comisionul la care ne-l opresc ăștia. IT? De ce crește la IT? Astăzi că au venit în piții ăștia și de-aia crește. Au venit și familiile la vizitare. Și bineînțeles că n-are nimeni cine să le deschidă ușa, că prostul ăsta stă degeaba aici. O, da, sunt ceva familii. Așa, uite că scade, perfect. Și încă așteptăm aici, oricum o să-i mute, deja sunt câteva celule făcute. Deja avem 71 de celule și 54 ocupate. Însă ăștia de aici, de la recepție, se cam supără și cred că de-aia ne crește aici nivelul ăsta. Dar n-am ce să vă fac, fraților. Asta este. Tot greu să-i mișcăm ăștia. Bine, au prins și timpul în care se face masa. Două! Opa! Uite, ăsta abia ce a venit și găsit o bormașină. Din păcate vei sta la carceră. Deci ăștia ar fi cam toți care au sosit până acum. Și va trebui să punem pază și pe partea aceasta. Ia uite, două și crește, Doamne. Deci asta erau când vin prizonieri ăștia de-i verifică, puii mei. Hai bă, încă n-a terminat cu voi. Ăștia săraci așteaptă să se ducă la întâlnire. Cred, adică ăsta, da, acolo ar trebui. Dar de ce ești tu pe partea principală și nu te duci tu pe aici? Văd că aici deja gata, a terminat. Eee! Asta unde pleacă? E! Stai că ăsta vrea să iasă daci. Nu, asta e mai cu minte și a ieșit afară în curte. 3! Hai mă, prinde odată pe ăștia, pune-i că ne fac numai probleme. Să o lăsăm pe normal până la urmă. Uite, deja văd că ea și băga pe aici pe unde. Hai că uite, scade acum. Hai că mai sunt decât astea și alternabile. Hai să dăm puțin mai rapid. Să-și termine treaba mai repede. Și din asta, unii nu s-au ocupat mult, putem să punem și astea aici. De siguranță, automat că o să ne trebuiască puse. Aici trebuie să spargem peretele. Ia uite că a găsit un cuțit pe jos, luați-l naiba de aici, că ne facem de tot râsul. A venit mail-ul la cineva. Uite aici. Ei, ce caut asta aici? E o scrisoare. Și aici am o scrisoare pentru asta. Ok, deci acum avem făcută chestia asta. Ar trebui să spargem aici peretele. Ca să le fie lor mai ușor să ajungă cât mai repede la masă. Acum nu știu dacă se sparge și aici. Da, hai bine, spargem și aici. Și acum repede trebuie să și punem de asta că... Ce? N-a vrut să meargă? Doamne, ce prostie. Aici pune din nou perete. Hai repede. Hai că pe acolo poate să sape ăștia să facă o groapă de toată frumusețea. Și după aia gata, ne-am distrus. Perfect. Acum punem aici repede astea. O să continuăm și aici cu partea asta de celulă să punem așa frumos. Punem și ne uit așa și la intrare. Așa. Și la ăștia frumos pe partea aceasta. Și bineînțeles și aici. Așa. Însă, acum trebuie să mai mărim personalul după ce termină ăștia cu toate chestiile astea. Va trebui să mărim personalul aici. Și ușa asta n-are voie să stea deschisă, trebuie să fie pe normal pusă. Da. Deci am mai putea să chemăm încă 14 prizonieri mâine dimineață. Hai, la muncă, nu l-a întins mâna. Opa, s-a găsit un cuțit. De aici toată lumea se duce la masă, sper că e mâncare pentru toată lumea. Da, pentru toți avem mâncare, cred. Da, 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 avem chiar în plus. Și uite că oricum ăștia mai fac. Acum ceva... feluri de mâncare. Uite-te, știu că aici n-ați pus stâmpiților. Punem și pe acolo că ne facem de râs. Și aici o să trebuiască să scot chestia asta. Asta îți dau eu pe... să scoatem prostia asta de aici. Și... cred că am terminat. Acum ar trebui să reducem. Cu siguranță o să reducem personalul ăsta. Însă aici e o mică mare problemă. Ia stai să vedem. În fine, hai. Lăsăm tot 8. $3,639, bă, deci asta stă așa. Și va mai trebui să adăugăm staff, adică gardieni. Ăștia, hai, încă 2, 3, 4, 5. Ajung ăștia. Și ce să mai punem noi? Ăștia bucătari nu mai avem așa nevoie. Șef niciun caz. Astea nu avem nevoie, poate de... dar asta nu, cred că ne-ar ajuta momentan. Psihologul ăsta ar trebui pus. Și o să-i dăm și un office. Pentru că ăsta va avea și el ore de curs. Și trebuie să deschidem și orele de curs acolo. Însă acum haideți să punem... să patruleze ăștia pe aici. Cam așa ceva. Ei. Dar nu că nu e bine. Trebuie să stea lângă ei. Ok, acum ar trebui să meargă destul de bine. partea asta nu avem nevoie momentan să punem gărzi. Așa, hai să vedem dacă începe să-și revină. Parcă tot ar trebui pe partea asta să mai mărim aici neapărat. Ia treci mata în coară. Aoleu, stați că astea se întâlnesc aici, nu-i bine. Unul aici, că n-ai bine să se întâlnească unul cu altul. Ăsta lucrează pe partea asta și ăsta aici. Ia să vedem acum dacă e bine așa. Ok. Da, dar e destul de mare. Ce n-ai mai aici? L-a prins pe fraierica asta. Însă tot trebuie pe partea asta să mai punem aici. Ar trebui să oprim gen de aici, să facem așa. Că e destul de mare coridorul și nu prea avem loc. Dar aici ce naiba tot e? Astea sunt de lumină și de ce le-au fi pus aici? Și la program acum, hai să vedem, avem aici, nu aici, program. Și avem 26 pentru educație. Deci trebuie să facem neapărat chestia asta de educație, workshop. Ok, deci facem și asta. Două programe pentru bucătărie iarăși. Și mai avem pentru educație. Uite aici încă unii. Și pentru alcool. Asta trebuie să le lăsăm deschise, e foarte bine, dar trebuie să facem la educație aici. Deci trebuie să facem neapărat locul pentru ăștia cu educația. Și unde îl facem acum? Trebuie să ne gândim foarte bine. Băi, dar astea dacă am zis că nu le-am strâns eu, ăștia nu le strâng de aici. Stai și le țineți așa, mai e și la în intrare în închisoare aici. Luați și duceți-le la gunoi de aici. Faceți mai mare mizeria voi. Și vor mai veni mâine 15, asta să vedem. 15 prizonieri. Sau hai 20. Da. Trebuie să ne descurcăm, după care o să facem chestia cu parol ca să poată să fie eliberați. Și haideți să vedem acum cum o să facem noi. Bă, dar tot n-ajunge aici gărzile, mă? Dar ce fac doi pe partea aia? Însă nu văd să vină cineva aici. Deci ăsta văd că aici e ocupat postul și pentru ăsta. Uite că vine asta, ia. De ce începe tot acolo să patruleze? Culmea. Deci sunt doi care patrulează în același loc. Eu nu mai înțeleg nimic. De ce patrulează doi acolo? Aici este unul, ok, aici unul. Însă nu avem... A, uite că doar unul mai rămas aici. Ia să vedem dacă vine unul încoa. Uite-l că vine, mă, asta e. Hai, te rog, du-te în partea aia. Așa. Trebuie să aibă grijă de ei, că dacă n-are aici și să face prea întuneric, după aia o să avem probleme. Și așa mi se pare mie, sau e destul de întunecat aici, cred că n-a ajuns curentul. A, da. Sau ba nu, a ajuns. Păi și atunci de ce n-ai așa de întunecată zona aia? Aici e foarte, foarte întunecată, parcă ăștia nu-și fac treaba aici. Față de zona asta unde vezi tot. Adică n-au ce să miște acolo. Însă va trebui să punem aici din nou asta de metal, pentru că ei vor trece pe aici. Și să vedem pe unde ar mai putea să iasă. Și aici vor ieși. Așa. Aici spuse, ok. Și trebuie și pe partea asta. 1, 2, 3. Așa, fraților. Hai să vă vedem acum ce faceți voi. Deci alea spuse acolo. Acolo a dat curent. Și mai trebuie la asta de aici. Să le băgăm nițel curent. Acum nu știu, cred că asta nu mai e. Sau ba da, hai că ar merge la asta. Să o legăm la curent și ar mai fi asta de jos. Hai să le legăm așa. Să vedem acum cum curățenie văd că este, însă aici e problema pentru că nu prea sunt bine verificate astea. Perfect. Opa, iată l-am găsit pe fraier. Ia să vedem pe unde trec ăștia. Deci văd că toți care merg o ia pe partea asta, uite, unul a luat-o pe acolo. Oricum sunteți verificați, așa că nu vă faceți probleme. Și hai să mai punem 35, 37. Așa că trebuie să punem și aici la intrare. Ca să nu mai avem probleme cu ăștia când e să deschidă ușa, să fie aici o dată. Și pe partea aceasta tot așa. Ok. Și am mai avea nevoie de unul exact aici, la intrare, care să vegheze toată zona asta de aici, chiar dacă mai stau ăștia aici, dar e totuși bine să-i lăsăm să stea acolo. Și se pare că dimineața cred că o să avem ceva probleme la 20 de deținuți care vor sosi, însă sper să ne descurcăm, să nu avem probleme. Așa, toată lumea doarme, liniște totală. Însă tot cred că ar fi o problemă de la chestiile astea, de la asta de aici, că nu face lumina respectivă. Ar fi o chestie. Și la 12 o să punem să intre în control, să-i controleze pe ăștia. Sau nu ar avea naiba lumină, eu știu. 12, ha. Search. Toate sunt în controlare. Și ia să vedem noi acum dacă punem luminile astea, că parcă nu poate să zic așa. Deci uite, ăștia chiar nu au lumină acolo. Uite, ăștia vă cau, cred că aia ar fi problema. Hai să vedem noi. Deci deja a început să găsească. Ia uite, încă unul aici. Oho. Gata, deja începe să se cam supere lumea. Și momentan tot personalul este la căutare aici să-i găsească pe ăștia. Că mai sunt aici câteva. Uite că acum s-a luminat și acolo. Sigur, astea nu au lumini și din cauza asta face așa. 3, 4. Dar de ce nu fi pus soare? Are. Hai să punem la ăștia. Și la asta-i trebuie. Ok. Acum, normal, n-ar mai trebui să se stingă. Uite, deja se luminează mult mai mult celula. Perfect. Trebuie tot timpul să-i verificăm seara, pentru că atunci pot evada și asta n-ar fi chiar ok. Așa, mai că se luminează acum. Deci ăștia nu le puseseră luminii înăuntru. N-am mai pomenit așa ceva. Uite și aici trebuie pusă. Deci ăștia n-aveau lumini. Să punem la toate. Tararam pam pam tararam pam pam pururum pum 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 pum. O, o fi ok dacă punem afară? Hai să punem și aici. E, altă viață acum, parcă s-a luminat. Era prea întuneric pe partea aceea și nu era ok. Așa că ăștia vor începe și munca. Am putea totuși să facem sala de curs aici. Hai să facem aici sala de curs. Și așa nu este ocupată, nu nimica. Classroom. Ia mai să dăm să facem aici. Dar unde era chestia aia? Trebuie să punem băncile alea. School desk, ok. Așa. Trebuie să ne rămână loc și de birou. Oricum nu cred eu că or să vină atât de mulți. Și avem nevoie de office. Și îl punem unde să-l punem noi, uite, aici. Și scaunul pe partea asta. Și mai punem, aici o să mai punem niște bănci. Ok. Și acum o să avem și clasă. Ăștia știu că intrau direct, n-aveau nevoie să le deschidă. Perfect. Așa, haideți. Și aici o să lăsăm, la fel o să scoatem ușa aceea. Asta trebuie scoasă de aici. Și o duce de aici. Ce, fraților, n-aveți somn? 13 ani. Așa. În 2 ore sosesc și ceilalți 20 de deținuți. Perfect. Așa. Acum sper să vă placă că fac episoadele ceva mai lungi la Prison Architect. Așa am decis să țină mai mult un episod, sper să vă și uitați. Oricum am să văd statistica la cât stați pe fiecare videoclip, iar în caz că nu vă uitați cel puțin jumătate din clip, atunci vă voi micșora. Momentan este ok, se uită lumea la el. Așa, mâncarea pregătită, tot așa, duceți-vă la baie, că acum o să fie criza, mai ales că sosesc și deținuții. Sper să trecem cu bine peste perioada asta de început. Deja, hai că se spară lumea, ok. Și va trebui să punem și aici un domn de la poliție care să patruleze. Pentru că și aici există riscul să se ia de profesori. Perfect. Și acum haideți să facem aici unde era cleaning, nu, library. Bă, dar noi parcă avem librărie, ce naibii. Sau n-am făcut? N-am făcut librărie. Classroom. Perfect. Deci ar trebui să facem neapărat asta de spălătorie, adică ar trebui făcută. Security. Ok, și mai trebuie să facem neapărat și librăria asta. Ar fi destul de bine să facem asta. Adică e necesară. Și aici, pardon, trebuie să punem asta. Unde e ăla de metal, mă? Aici. Să nu iasă careva cu ceva, vreun pic sau vreo chestie de aici. Și mai avem și camera de acolo, care aici vom face asta pentru mașinile de spălat și toate porcăriile astea. Însă, ia să vedem noi pe aici trece, deci ar fi bine. Da, deci aici putem să facem. 1, 2, 3, 4. Așa. Trebuie puse și astea. Practic cu chestiile astea de cheialea. Cam așa ceva. Cred că atâta era de pus aici. Și au sosit omuleții noștri, ia să vedem. Oh, cred că au și intrat deja. Mai sunt aici câțiva care trebuie verificați. Asta trebuie dusă de aici neapărat, uite și familiile. Băi, ce mizerie aici. Ah, hai, credeam că nu-i deschide asta acum, să vezi ce nerv m-a apucat. Deci asta văd că își face treaba aici, e bine. Ia, hai mă, deschide-le ușa, ce faci. Bum. Oh, uite că vin alții. Mamă, ce mizerie s-a făcut aici, parcă nu prea fac față ăștia cu curățenia pe timp de zi. Va trebui să mărim și aici puțin. Oh, trebuie să tragem și apa la asta. Dar de ce se mișcă din așa greu? Aici le va crește din nou, dacă facem și asta, le va crește foarte mult satisfacția și nu va mai avea așa foarte multe probleme sau chestii de genul acesta. Așa vor avea hainele curate, le vor spăla. Acum sper să nu rămânem fără curent, că avem destul de multe mașini. Și trebuie, da, după aceea la final, ca să se ocupe toți de chestia asta. Văd că au început să vină ăștia și pe partea asta ies. Cred că ar trebui totuși să pun o chestie și aici. Bine, oricum trec pe partea asta, deci oricare s-ar duce pe aici sau pe aici, toți se întâlnesc cu chestiile alea. Dar cred că ar fi nevoie totuși să punem și pe partea asta. Haideți să dăm drumul la clasă. Program. Unde e 31 pentru educație. Oh, shit. Trebuie să mai mărim aici regimul. Și o să punem aici de 3. Stop. Și unde e ăla de educație? Sper că l-a pus. Education Program. Perfect. Și avem la parola asta, o să-i dăm drumul și la asta, dar nu momentan. O să-i mai lăsăm așa să rămână aici închiși. Asta trebuie... O și aruncăm că nu mai avem ce face pe el asta. Hai mă, mișcați-vă odată, nu mai veniți. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mese. Gata, a venit și asta. Și acum putem să facem aici, trebuie să punem asta de apă. Și canalizare ar pleca tocmai de aici. Mai se plece de aici așa. Nu, ia stai că să nu ne trezim cu vreo chestie. Facem partea asta frumos așa. Partea asta și aici. Și așa va fi ok pentru toată lumea. Ăstea trec și prin morg acum. Și toată lumea la bucătărie mănâncă. Și aici ar trebui să parcă e prea sec, ar trebui să punem ceva pe jos în partea asta. Ce caută asta aici? Asta e ăla că au ore de curs acum aici de spiritualită și chestii de astea. Sunt curios să cine va veni la școală. Ia stai să vedem care e programul. Hai că acum urmează. Încă n-a dat drumul asta, mă? A trebuit de să-i dăm, asta-i. La asta să dăm drumul odată. Și unde e? Unde e chestia aia? Clon, așa... Nu. Education... Intelligence... Hai să dăm drumul la asta. De făcut curățenie. Uite că ne vin studenții! Așa, haideți, luați loc. A venit și doamna profesoară. Ok. Și acum fiecare se împarte unde are program. Uitați, ăștia au la bucătărie, spre exemplu. Și trebuie să fim foarte atenți cu ei. Și aici... Stați că aici am observat eu o chestie. Unde-i mă ăla de detector? Ba nu, din două văd. Ok. Așa, la workshop avem și aici alții care lucrează. Asta e foarte bine că ne împărtășește aici profitul. Și vor putea să fie și mai repede eliberați. Ăștia ce au? Ăștia sunt la cursuri aici, la Reform Program. Deci unde apare chestia asta? Am avut odată în închisoarea, într-una din închisorile cu care jucam, au stat ăștia o groază, s-au omorât acolo, între ei, la școală. Păi, cam aici vom termina acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu, să dați un share. În următorul episod vom continua să ne jucăm, așteptăm noi deținuți, bineînțeles. Aici toată lumea este la ora de religie, după cum se poate vedea, începe să prindă contur cât de cât închisoarea noastră și vom deschide și programul în care ei se pot duce să fie eliberați, condiționat, dacă au trecut jumătate din perioada de pedeapsă și vom face și alte chestii, bineînțeles, în următorul episod. Cam atât cu acest episod, până la următorul episod din Prison Architect, toate cele bune, ciao!